Cinci motive de ce moldovenii sunt atât de săraci. 1. Sunt lenoși. Lenea e cea mai mare problemă a multor cetățeni din Republica Moldova. Chiar dacă se spune că suntem harnici și primitori, eu m-aș limita doar la noțiunea de primitori. Ce fel de oameni harnici dacă munții așteaptă să le cadă totul din pod sau să întreține statul, adică oamenii care muncesc din greu zi de zi? Sunt sigur că ați văzut prin sate garduri care stau pe o parte. Credeți că e din cauza sărăciei? Nu, e din cauza lenei. Nu trebuie să fii bogat ca să-ți îndrepti gardul. 2. Moldovenii sunt săraci pentru că își neacă amarul în băutură. Cred că așa vor scăpa de probleme. Văd tineri care nu găsesc nimic mai interesant de făcut decât să-și bea mințile seară de seară. Sunt oameni care nu pun pe limbă gram de alcool și cu greu pot scăpa de sărăcie. Dar pentru cei care umblă mereu beți, în genere nu există alte variante. La noi nu există o cultură a consumului de alcool și nici nu prea văd ca oamenii să-și dorească acest lucru. Moldovenii sunt săraci pentru că sunt invidioși. Invidia e ceva care deja a intrat în sângele multora. În loc să se preocupe de viața lor, stau și analizează viața altora. Abia așteaptă ca ceilalți să o dea în bară. Nu cumva cineva să câștige mai mulți bani, nu cumva cineva să aibă mașină mai scumpă decât îți poți permite tu, nu cumva cineva să facă o nuntă mai pompoasă decât a ta. Asta mi se pare atât de copilăros, dar din păcate puțin realizează că atunci când comentează viața altora, nu fac nimic altceva decât să se îngloade în sărăcie. 4. Moldovenii sunt săraci pentru că nu investesc în educație. De pe băncile liceului auzeam colegi care spuneau că n-au nevoie de universități sau colegii, ci că vor merge la muncă la Moscova să-și facă banii lor. Cât timp au forțe, au și bani, iar când nu mai pot munci la construcții sau în alte domenii similare, se pomenesc într-o sărăcie lucie. Educația este foarte importantă, iar statele europene înțeleg acest lucru și investesc în această sferă. În Republica Moldova este însă promovată ideea că fac licență și masterat doar cei care se tem de lucru. 5. Moldovenii sunt săraci pentru că sunt naivi. Da, suntem foarte naivi pentru că de la independență încoace alegem prost oamenii care ne reprezintă în Parlament. Credem în povești cu zmei despre salarii majorate și pensii de sute de euro. Aceleași promisiuni de șarte le auzim din 4 în 4 ani. Și tot nu ne-am învățat minte să-i scuipăm direct în frunte pe cei care ne hrănesc cu gogoși. Din ce trăieți? Florena, uh, este soție, sunt eu, avem părinți care ne ajută. Cât timp vom fi atât de naivi, atâta timp ni se vor urca în cap tot felul de șmecheri care îmbogățesc pe seama noastră. Dacă mai știți ce alte motive de ce moldovenii sunt atât de săraci, chiar vă rog să le menționați în comentarii. Sunt curios să le citesc. Și apropo, dacă sunteți de acord cu ceea ce am spus eu mai sus, nu uitați să apreciați pagina Un show de doi galben pe Facebook și să distribuiți acest video.